Un adolescent a ajuns în stare gravă la spital după ce a intrat cu pieptul în furca unui tractor. Tânărul era cu privirea în telefon și nu a observat utilajul care se afla în curte. Conform RomaniaTV.net, băiatul în vârstă de 17 ani din comuna Șulețea, județul Vaslui, s-a accidentat luni suferind o plagă toracică după ce a intrat cu pieptul în furca unui tractor, au informat reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui. Potrivit autorităților, tânărul nu a observat utilajul din cauza că se uita în telefon. Acesta s-a lovit frontal de un tractor din curte care avea 3 furci în partea din față. Băiatul a suferit o plagă toracică profundă, însă a fost găsit de către medici conștient și coerent. Băiatul de 17 ani a fost victima unui accident nefericit. A suferit o plagă penetrantă, toracică, cu o furcă de la un tractor. Nu a fost atent, se uita în telefon și s-a lovit frontal de un tractor din curte, care avea 3 furci în partea din față. Au fost trimise o ambulanță SAJ B2 de la Murgeni și o ambulanță SAJ C2 de la Bârlad cu medic. Copilul a fost găsit conștient și coerent, cu plagă toracică profundă la nivelul sternului și cu dureri foarte mari, a declarat purtătorul de cuvânt al SAJ Vaslui, Daniel Ungureanu, citat de Ager Press. Adolescentul a primit îngrijiri medicale și a fost transportat în regim de urgență la Spitalul Municipal Elena Beldiman, Bârlad, relatează RomaniaTV.net.